Mă bucur să ne revedem, să ne reauzim pe calea aceasta. Vă doresc zi bună și frumoasă și grădinării de succes. Sunt din nou lângă minunăția aceasta de mini kiwi. Observați, este un suport solid de salc legate cu lemne de brad între și sârme mai multe pe care s-au tot agățat lianele acestea. Au ajuns la vreo 3 metri înălțime, ba și mai mult ar fi expansive, mai trebuie să le tăiem și în verde le-am mai tăiat. Mai trebuie răriz lăstarii, că altfel se face, observați, încep să se coloreze. Am câteva soiuri care sunt cam târzii de octombrie, se fac pe la mijlocul octombrie. Unele au început să se coacă, observați și mulțime de fructe, un soi foarte aromat. Unele sunt destul de tari încă, urmează de acum încolo să se coacă, dar sper să găsesc vreo bobiță, două, să vă și... Da, am găsit una aici. Seamănă foarte mult cu kiwi, cu sâmburei aceia, cu dispuși în cerc și un gust mult mai dulce, nu sunt acide ca și kiwi, și mai aromați, iar aromele diferă. Unele ai impresia că e o mică așa, mixare cu mango. Am luat acum un soi care are aromă de ananas. Ele tot rodesc, încep, mai ales unde sunt expuse mai bine la lumină, fac mai multe fructe. Aici am un alt tip, nu mai știu cum îi spune, sper să găsesc una bună, un alt tip de kiwi. Acesta e interesant pentru că nu-i verde, este roșu și are altă aromă, bineînțeles. Excelent. Aici este planta polenizator, pentru că acestea sunt o familie, au nevoie de polenizator, au fost plante femele și la mijloc am pus o plantă polenizator, care are doar rolul de a face flori și polenul a fi purtat către plantele femele pentru a rodi. Aici avem o plantă care nu avea nevoie chiar de un tip de mini kiwi. Cred că îl pot recolta pe acesta. Este Isai. Isai este autofertil. Destul de dulce, se coace frumos. Are altă aromă. Foarte bun. E destul din gama celor autopolenizatori, adică merge fără plantă mascul, având ambele tipuri de flori. Este cel mai printre cele mai bune, cred că destul de productiv. Aici am unele, le-am tot luat pe aici, s-au copt mai repede un pic și sunt printre cele mai mari și mai bune, Jumbo, Jumbo. Este un mini kiwi mai lunguieț, destul de mare față de palmă, palma mea care nu e prea uriașă, așa, dar este foarte gustos, Jumbo. Delicioși, dulci, aromați, nu sunt acizi. Și aici mai avem iarăși o plantă ca cea din cap, nu știu cum îi zice, tipul acesta de mini kiwi, destul de roditori, încep să se coacă un pic mai târziu, astea sunt ultimele. Acum am încercat niște soiuri noi, sunt în creștere, nu sunt în experiență cu ele să le văd cum vor rodi, niște soiuri puțin mai timpurii, altele decât cele care le am. Am luat mini kiwi de la Popescu Claudiu, domnul Popescu Claudiu, de pe OLX, e din Dorohoi, o marfă destul de bună. De asemenea, am mai găsit mini kiwi la pepiniera Periș, alte soiuri.
Acum, vedeți ce vă aranjează. Sunt plante prinse, înrădăcinate, se trimit, bineînțeles, la ghiveci. Puteți să le puneți oricând, au rezistență destul de mare la ger, unele minus 25 de grade, 28, unele aproape de minus 30 de grade rezistă. Desigur, le place un loc un pic mai adăpostit, expus la soare, la lumină, să nu bată vânturile prea puternice, vânturile reci de iarnă în ele. Și vă veți bucura de o producție tot mai mare de mini-kiwi. Eu sper că într-o bună zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă mai suntem pe pământul acesta, mai trăim, suntem în viață, într-o zi să fac chiar gem de mini-kiwi, un compot de mini-kiwi, pentru că sunt tare tentante. Deocamdată producția ne ajută, ne ajunge să mâncăm așa din belșug pe săturată, dar posibil, începând cu anul viitor, dacă dă Dumnezeu, să putem să ne bucurăm de o recoltă și mai mare, pentru că deja au început să expandeze, să rupă, să crească tot mai puternici. Vă recomand din toată inima minunăția aceasta de liană mini-kiwi, de fructe grozave. Plantați-le și sper din toată inima să nu regretați și să vă bucurați de o recoltă bună, delicioasă de fructe. Sănătate, Doamne ajută!